Paul. Nu în fața mea. Este
haine, dansuri și acorduri populare, de câte ori a avut ocazia. De câte ori avea spectacol, m-a invitat și mă bucur că sunt în ziua de azi. Mai am și astfel de preocupări. Și am făcut parte și din echipa de dansuri populare a școlii. De câte ori a fost ligat, a spus prezent. Mulțumim! Care îi doresc la tine.
Dumnezeu să spun, la școală cu acasă de lice. Are de liga un lasou și m-a prins în el din el de nou, dar se pare că asta. Asta este. Păi, mergem mai departe. Thank you.
ca un sfat pentru viitor, să fii mai selectiv atât să alegi prietenii, mai bine, mai puțin, dar de calitate. Știi la urmă.
nu este singurul din clasă, m-am gândit că trebuie să primească această distinție. Dar îi se potrivește și restul textului Sefi, dacă l-am avea ce bine ar fi, pentru că a făcut întotdeauna ce a gândit și ce a simțit, doar în duci și în tricot cu sună melodie, dar... Thank you.
terminat să strigă catalogul, iar pentru modul în care am făcut-o, m-au ajutat să-mi îndeplinesc această mică nebunie și de a vă împărtăși. Este părtat și domnul director Cazantă, și doamna secretară Alina Filimon, și doamna laborantă Andronicana. Aoleu, cât am mai stat și l-am mai gândit cu consilierul psihopedagog, am ăsta Matache, mulțumesc tare mult. Și poate mai sunt, nu vreau să uit pe cineva. Cei care au venit, elevii ceilalți și m-ați ajutat, mulțumesc tare mult, dar nu în ultimul rând, colectivului clasei a 12-a B, fără voi nu puteam realiza ora de astăzi, mai ales că ați fost muza mea de inspirație. Cam atât am avut spus. Acum pe toți ne ceapă emoții, lacrimile
abia se ascund, iar inima ne zbuie de tristețe, necunoaștere, dar și frică. Suntem aproape de sfârșitul adolescenței, ne așteaptă o altă etapă, mai grea și mai multe încercări. Viața de student, dar după acești 4 ani de liceu, în care totul ne-a fost arătat, spus, explicat în amănunt, cum să ne fie greu. Vă mulțumim și vă suntem într-adevăr recunoscători că v-ați dat tot interesul și bunăvoința de a ne vom învăța. Ce ne făceam noi dacă în liceul nostru minunat nu venea doamna Daniela Berdea? Mai mult ca sigur acum, nu mai speream la Barbara Orel. Dar totul e posibil dacă vrei, așa ne-ați spus. Și mereu dumneavoastră, cu ambiții mai mari uneori decât a noastră, ne-ați demonstrat că putem și că prin studiu și exercițiu răspim. E greu să spunem în câteva ore, ne este imposibil să vă demonstrăm cât de mult vă prețuim pe dumneavoastră, dascării noștri. E imposibil să derulăm acum toate momentele hazlii și amuzante, dar suntem siguri că nu o să ne uitați. O să ne aducem cu siguranță aminte de cele mai frumoase ore de limba engleză pe care domnișoara Anca Curvică desfășura cu noi în laborator sau în clasă, uniforme sau nu, dar mereu cu zâmbetul pe chipuri și lecția învățată. Sper că acum fiecare dintre noi se gândește la ceea ce a fost, la cât de repede a trecut timpul, dar cel mai important lucru care trebuie să realizăm este că anii nu se mai întorc și că liceul este cea mai importantă etapă în viața oricărui adolescent. Cred că ne vom maturiza într-adevăr, ne vom obișnui de toate învățămintele și sfaturile date de domnul profesor. Spun domnul pentru că mă refer în special la domnul Gheorghiu Florin și la domnul Popa Virgil. Ați găsit mereu prilejul să împletiți cartea cu viața, să ne dați exemple plauzibile și demne de urmat sau nu. Ne-ați spus de ce să ne ferim, ce să iubim, ce să urâm și ce să ne placă. Ce ne ajută și ce ne face rău. Ce este etic și moral. Ce este bun în viață. Pe moment toate aceste lucruri ne amuzau, dar acum, dacă fiecare dintre voi, colegii mei, ați reflecta asupra lor, veți da dreptate. Viața de licean este minunată. Te confrunți poate pentru prima oară în viață cu sentimentul de libertate, a tot cunoașterii și dezvoltură. La liceu pot spune pentru prima oară ce sunt temele. Mă scuz că am uitat caietul acasă, nu învăț, dar la orele de laborator, când doamna Bujor mă va asculta, vorbim de toți colegii de mine că voi lua o levă. Mereu mă gândesc la început, la cum eram noi toți atunci. Dar, cum s-au schimbat vremurile, așa ne-am schimbat și noi. Sau unii am rămas la fel, chiar dacă a trecut atâta timp. Ne pare rău că nu mai suntem toți care am fost, la început. Că nu ne-am implicat foarte mult, dar totuși, de a mai putea face ceva, eu sincer acum aș da timpul înapoi. Dar omul din greșeli în față. Orice eșec este un succes viitor. Așa că, sigur, trebuie să ne dăm putere și speranță că mereu putem face mai mult. Trebuie să vrem. Am fost boboci, ne-ați udat cu învățăminte, ne-ați venit cu armonie și înțelegere și am ajuns la maturitate. Suntem rezultatele muncii și eforturilor dumneavoastră, iar pentru asta vă mulțumim din suflet. Perioada ce nu o putea îndreaga.
tot și nici nu vreau să-mi iau adiu, deoarece finalul liceului nu reprezintă un sfârșit, ci din potrivă, este abia început. Începutul la ceva diferit și unic, întocmai cum a fost și va rămâne perioada anilor 2009-2013, în care am fost elev și liceen ai Colegiului Tehnic de Comunicații Nicolae Vasile Zungari. Ci vă zic așa, de la orașul stat al bobocilor de a noua,
ați crescut la regatul adolescenței și acum intrați în imperiul vieții. Aveți mare grijă, multă baftă și dați-i bine înainte. Prietenii pe viață, scumpii ani de liceu, sunt de amintii mereu.
un pahar de suc, o prăjitură și dacă putem după aceea să mergem cu toții să facem o poză de grup aici în fața școlii. Vă rugăm frumos. Și mulțumim că ați venit azi.